numele declarai. Elena Udrea, devastat de durere după pierderea copilului, a vrut Dumnezeu. Elena Udrea trece prin momente extrem de grele. Elena Udrea a vorbit în exclusivitate pentru Star Matinal, de la Antena Stars, despre cum se simte după ce a pierdut unul dintre copii. A sublinierea a vrut Dumnezeu. A vrut să fie unul singur acum, a sublinierea acest unclini subliniere tit. A sublinierea acum a vrut să fac acest copil acum, când nu era prioritatea mea, când viața îmi era destul de complicat sublinierei totul sublinierei s-a întâmplat totul în nicio lună. Acum trebuie să stau în pat încă o perioadă pentru a preveni orice risc. Evident că nu am fost pregătit pentru un astfel de moment, îmi fac lucrurile necesare în fiecare zi. Sarcina nu este ceva pentru care ai nevoie de doctorat, dar sunt situații pe care subliniere ti se le previori la care se subliniere ti cum se reacționezi. A sublinierea ce m-am pus pe studiat. Mă simt bine acum, sarcina evoluează normal după momentul în care am pierdut unul dintre copii. M-am simțit foarte bine la început sublinierei cred ce am exagerat cu efortul, ignorând recomandările medicilor, am călătorit, am cerat bagaje, am făcut mi subliniere care. Medicii de aici s-au mirat de situația mea, a spus Elena Udrea în exclusivitate pentru Star Matinal.